Biroul Electoral Central a constatat rămânerea definitivă a 14 candidaturi pentru alegerile prezidențiale, 10 candidați propuși de către partide și 4 independenți. BEC a anunțat că a fost stabilită prin tragere la sorți și ordinea de înscriere pe buletinul de vot a candidaților. Astfel, pe locul întâi se află Elena Lasconi din partea USR, urmată de George Simion de la AUR. Pe locul 3 se află Marcel Ciolacu de la PSD, urmat de Nicolae Ciucă de la Partidul Național Liberal, urmând ca locul 5 să fie ocupat de Kelemen Hunor de la UDMR. La alegerile prezidențiale din acest an vor fi și 4 candidați independenți. Este vorba despre Mircea Joană, Ana Bircial, Călin Georgescu și Cristian Diaconescu. Biroul Electoral Central a decis în ședință respingerea înregistrării mai multor candidaturi, între care și pe cea de-a doua depusă de Diana Șoșoacă.